tot a pornit din graffiti. Astăzi nu mai contează dacă faci graffiti, folosești spray, nu folosești spray, folosești lavabilă, pigmenți, uleiuri. Nu contează, atâta timp cât e street art și faci ceea ce îți place și ceea ce simți, nu mai are legătură cu graffiti. Și nici grafării nu își asociază neapărat chestia asta, street art-ul. Ei cumva sunt separați de segmentul ăsta și nici nu și-ar dori să se asocieze neapărat cu arta. E întrebarea veșnică, artă sau vandalism? Adică întreb graffiti sau street art, cumva cam despre asta e vorba. Și street artiștii cumva contestă grafării și grafării pe street artiști. Adică e cumva comercial, necomercial. Street art deja nu mai are legătură cu desenul. Adică orice expui în spațiu urban e artă stradală, nu? Da, de la Adidas și aruncați pe cabluri, de la semne de circulație modificate și făcute creativ, nu mai are legătură cu desenul. Și asta zic, fac parte din aceeași familie, că sunt pe stradă, fac parte din același context, dar nu sunt neapărat legate, decât prin simplu fapt că graffiti a fost înaintea muralelor, înaintea street art-ului, că muralele sunt de când lumea și noi în România avem murale de la 1500. Mai e cenzura, nu știu, la ea acasă, în România, știu că a fost și cu expoziția din Palatul Parlamentului. Da, sigur. Iarăși cenzură și ai răspuns într-un mod foarte mișto, cum te-ai gândit la asta. Da, evident că există și există dintotdeauna, orice am fost, și nu doar la noi, adică lucrul ăsta e peste tot și evident că și mass media mai turează puțin lucrurile și o fac să pară mai... Dar ce s-a întâmplat la Casa Poporului, poate și noi am exagerat puțin cu anumite chestii, dar nu neapărat că am exagerat, pur și simplu au fost niște elemente și în desen și nu ne-am gândit că ar putea afecta pe cineva sau din contră mi s-a părut că e o ironie și politicienii adoră să fie ironizați, să se discute despre ei. Noi practic asta am făcut. Adică e ca și cum ar fi un ziar de satiră să pună o hârtie peste ziar, peste copertă și să vândă ziare cu să acopere ceva. Dar în același timp a fost interesant că toată lumea era curioasă ce e sub hârtia aia. Adică toată cenzura aia cumva s-a transformat în ceva de curiozitate, toată lumea vrea. Și tocmai de-aia ulterior am acoperit și restul lucrărilor anumite elemente. Cum îți definești stilul? Da, mi-e teamă să mă încadrez în ceva, adică evident că, nu știu, nici când făceam graffiti nu mă simțeam că sunt grafer, practic făceam arhitectură, lucram foarte mult în direcția asta cu arhitectura, graffiti era pur și simplu o formă de a mă relaxa, de a mă elibera, de a adapta ceea ce studiam la arhitectură, practic. Făceam în stradă, cu spray-uri, perspectivă, geometrie, toate lucrurile învățate, le adaptam ce făceam pe stradă. Încropez niște idei și niște mesaje pornind de la o concepție liberă și încerc să le încropez și să le fardez în așa fel încât să nu iasă în evidență, dar dacă te uiți cu atenție și faci niște conexiuni, să ajungi la acel mesaj, știi? Adică el poate din prima, dacă era prezentat și expus foarte clar, atunci eu poate nu am fi obținut aprobare, să nu am obținut aprobare. Dar dacă spui cu alte cuvinte, mai filozofice să zic, ilustrate, cumva spuse și transpuse vizual, atunci cred că găsești calea de mijloc. Eu practic asta fac. Sunt și în partea de graffiti și în partea de street art și cumva înțeleg ambele lumi. Și încerc să îmi păstrez cumva
esența de grafer transpus prin street art și să împacă toată lumea. Adică să fie mulțumită și biserica, și primăria, și cetățeanul, și nu neapărat biserica, dar îți dai seama că sunt autorități, diferite naționalități. Poate unii se simt ofensați, poate unii nu știu cum. Sau, și asta cu țările, cu Uniunea Europeană, cu America, cu, dacă e temă prea chinese sau e prea temă prea americană sau Europa, jignești până știu care. Adică e bine să ții cont de toate chestiile astea și mi se pare că face parte din educația artistului. Adică e normal să fii cu bun simț și să nu ataci pe cineva.